Doua zi de inundații grele în România, bilanțul este îngrijorător, iar oamenii devin din ce în ce mai disperați. În județul Alba, o localitate a fost distrusă în totalitate, iar apele au luat și viața unei femei. Alte zeci de localități au fost afectate pe tot teritoriul țării și sute de persoane au fost evacuate după ce casele lor au fost parțial distruse. Ce fac autoritățile în situația asta? Nu le dau oamenilor nici măcar apă. Cât despre bani, mai întâi trebuie să se evalueze, apoi să se discute. O rază de speranță vine din partea meteorologilor. Deocamdată nu mai este în vigoare nicio avertizare meteo. Torentul de apă care a lovit azi noapte uioara de sus a distrus localitatea cu totul. Satul este așezat pe valea unui pârâiaș care de obicei e secat. Azi noapte pe albia lui a venit înspre sat toată apa adunată pe dealurile din împrejurim în urma unei ploi torențiale. A lovit ca un tsunami. Vine un vârtej de apă exact ca la malul mării. Eu stăteam și ținam numai de ușă că să văd că nu vine apă. Și-a luat cu totul, a rămas la fundația? Din ce era casa? Grădini rase de pe fața pământului, stâlpi de curent puși la pământ, sute de animale omorâte, zeci de case distruse și una luată de ape cu totul, împreună cu viața unei femei de 66 de ani care locuia în ea. S-au luat casa, o la casa, numai așa s-au lăsat jos, coperișul și-au luat ușurată, s-au dus în jos, domnule. Nu știu unde e femeia. Trupul ei a fost găsit la 300 de metri depărtare de unde era casa, printre resturile aduse de apă. Satul pare acum de nelocuit. Localnicii au încercat astăzi să mai salveze ceva, dar e greu să-și refacă viețile, mai ales că autoritățile nu par în măsură să-i ajute. Cum îi ajutați pe acești oameni? Cum? Cum îi ajutați pe acești oameni? Așa cum v-am spus, ajutându-i să-și evacueze apa, nămolul, mizeria. Este prematur acum să discutăm despre bani. Cum va reveni? Ce v-a mai rămas? Ce? Nimic, nu mă... Aici era trotuar, aici a fost cameră, acolo a fost hol, acolo a fost magazin. La speria... Ioră, uite la gard, e plic! Păi, te-aș din asta, e intrat, zi. Era ieri în bucătărie și... Am băgat în casă, am blindat ușile și... Ploile au devenit cel mai negru coșmar pentru sute de ardeleni. În Alba, în toiul nopții, mai multe familii și-au găsit salvarea într-o cupă de excavator. În total, peste 600 de locuințe au căzut pradă ploilor și inundațiilor în tot județul. Drumul care leagă Cluj-Napoca de Gherla și deja a dispărut în adâncuri. Semnele de circulație pot fi utile eventual bărcilor. Pentru autoturisme este interzis pe această porțiune de drum. De altfel, cu siguranță ar rămâne blocate aici. Județul Arad a fost și el mătura de ape. 10 localități au fost inundate, peste 200 de case și gospodării au fost distruse și 118 oameni au fost evacuați din propriile case. Am stat toată noaptea aici, așa în picioare. Și nu ne ducă apa pe aici, pe unde am putut. În Caraș-Severin, ploile au provocat mai multe alunecări de teren și au distrus un buncăr de lângă Ciudanovița, în care se depozita minereu de uraniu. Dărâmăturile au blocat accesul în localitate.